De la opereta română, direct pe scena de la vedeta populară. Totul a început dintr-o glumă care a adus-o pe Manuela Bucătaru în semifinală. Să vedem drumul ei până aici. Cum ajunge o violonistă de la operetă la un concurs de talente de muzică populară? Prima oară am descoperit un set de doine și m-au năpădit lacrimile, instantaneu. Și de atunci am zis, trebuie să fac acest lucru neapărat. Jurații au vrut să o audă pe Manuela cântând și o doină. Oi, da, soarele, nora, sari tu. Iar rezultatul a fost surprinzător. E mândria despre care vorbeam și pe care eu împărtășesc domnului Dinescu de fiecare dată. Mândria de a fi român și de a le arăta și celor care au spus că folclorul este o cenușăreasă. Niciodată. Câștigător la puncte, Manuela Bucătaru. Cea de-a cincea semifinalistă! Așa ceva! Bună seara! Bună seara, draga noastră! Mulțumim junilor Sibiului! Alesia sa, Silvia Macrea, mulțumim foarte mult pentru aceste coreografii! Draga mea! Pe cuvânt, am stat acolo în culise și îmi venea și mie să vin să joc cu voi. Știi ce vreau să te întreb atât? După ce ai plecat de la noi, să știi că s-a discutat foarte mult despre colegii tăi de la operetă. Aceia care nu prea ți-au dat șanse. Vreau să subliniez faptul că nu toți colegii mei. Așa, nu toți, desigur. Aceia care au fost așa mai cărcotași. Ce au zis ei după ce te-au văzut? Șefa noastră de partidă de la Viora I m-a sunat în seara după ce m-a văzut, plângând, și a zis că pentru ea folclorul este într-adevăr esența noastră și acum mă iubește și mai mult. Ce frumos! Și uite, așa îi convingem pe fiecare.
Să auzim, Mircea Dinescu, vă rog. Manuela confirmă simpatia pe care o degaje în jurul său și farmecul natural. Deci această, încă o dată, mie îmi place această latură ușor deșucheată, legată de nuntă, de nuntaj, de relația între mireasă și naș, în fine. Pentru că nunta trebuie să fie cu veselie și altfel... Știi, a reușit acest lucru? V-a da, convins? A reușit. Bun! Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Cornelia Rednic. Și pe mine m-a convins Manuela, pentru că, într-adevăr, ai un real talent. Ești toată o lumină, ești toată o bucurie. Așa să-ți ajute Dumnezeu și de acum înainte. Doamne ajută, vă mulțumesc. Doamne ajută! Elise Stan. Eu cred că aceia care gândesc că muzica clasică este marea muzică, eu zic că greșesc. Nu pentru că gândesc așa, greșesc pentru că au început să împartă în categorii muzica. Nu, muzica este ori foarte bună, ori... mai puțin bună. Exact, adică nu este de foarte bună calitate, ca să numesc așa. Dar, Manuela, tu chiar ai stofă de vedetă. Și nu mai spun, glasul tău extraordinar de bine a sunat. Bravo, felicitări! Mă copleșiți, mulțumesc mult! Grigore Leșe, vă rog! S-au învârtit în roată, au cântat, strigăturile au fost formidabile. Totul a fost extraordinar, cu o energie formidabilă. Felicitări! Mulțumesc mult! A fost un moment foarte bun, mulțumim! Mulțumesc!